atât timp cât oligarhii vor avea majoritate în Parlament, atât timp cât unioniștii vor conduce ministere strategice, Republica Moldova nu are șanse să supraviețuiască. În acest context, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova declară 1. Unica soluție de a da jos oligarhii din guvernare sunt alegerile parlamentare anticipate. Prin toate măsurile noastre, acțiunile care le vor întreprinde socialiștii, vor avea scopul să înlăture oligarhii prin alegeri parlamentare anticipate. 2. Republica Moldova are nevoie de un președinte puternic. Un președinte puternic nu poate fi ales în Parlament. În Parlament va fi ales o legumă sau un clown. De aceea, noi pledăm pentru alegeri directe ale președintelui de către cetățenii Republicii Moldova. 3. Aceste scopuri pot fi realizate doar prin acțiuni de protest masive din partea populației Republicii Moldova. De aceea, Partidul Socialiștilor, începând cu data de 27 august, lasează un mesaj către toți cetățenii Republicii Moldova să ieșim masiv la protestele pașnice care au ca scop înlăturarea oligarhilor de la guvernare.